În luna septembrie anului trecut, muncitorii de la Urbis lucrau de zor la refacerea trotuarelor din centrul orașului de pe Alea Trandafirilor. Fostul viceprimar Sebastian Radu reușise să formeze un colectiv închegat de lucrători, dotat cu echipamente și utilaje specifice, care se ocupa în special cu repararea și reabilitarea trotuarelor. Într-un timp destul de scurt, echipa reușise să reabiliteze mai multe trotuare din oraș și era pregătită să se ocupe și de altele care aveau nevoie urgentă de reparații capitale. Actualul viceprimar explică ce s-a ales din fosta echipă trotuare și cu ce se mai ocupă ea în prezent. Funcționează în continuare, numai că acea echipă nu e specializată pe trotuare. Avem posibilitatea să lucrăm, avem utilaje cu care putem interveni numai pe trotuar, dar cu aceleași utilaje lucrăm și străzile. Și la momentul acesta avem lucrări foarte mari pe străzi. Ca atare, echipa lucrează în prezent la carosabil și, acolo unde este prevăzut, și la trotuarele adiacente. Proiecte concepute special doar pentru trotuare nu sunt încă planificate, deși ar fi mare nevoie de ele pe majoritatea străzilor din Buzău. Nu pot să vă spun acum, la momentul ăsta, că avem, să avem vreo planificare anume, dar lucrăm și la trotuare și la străzi. La vremea respectivă, cam în aceeași perioadă anului trecut, echipa trotuare lucra de zor și chiar cu spor, iar rezultatele muncilor pot fi observate de toți pietonii care circulă prin zonele reabilitate și care, de obicei, sunt lăsați mai la coadă. Gropile, crăpăturile, crevasele și noroiul de pe aceste căi construite special pentru pietoni din multe zone ale orașului mai au de așteptat, iar buzoienii trebuie să fie în continuare cu ochii în patru și să încerce să nu își rupă picioarele atunci când ies la cumpărături sau chiar la promenadă.